Și bucovinenii au iertat toate pentru înviere și au participat la programul liturgic special la miezul nopții în alt sfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și rădăuților, a săvârșit slujba învierii la Catedrala Eparhială. Ierarhul a oferit lumina sfântă credincioșilor, adresându-le apoi salutul bucuriei Hristos a înviat. În continuare, în alt sfinția sa a oficiat Sfânta Liturghie pe podiumul special amenajat în curtea lăcașului de cult. Părintele Arhimandrit Paraschiv Dabija a citit cuvântul pastoral al ierarhului intitulat Argumentele scripturistice ale învierii lui Hristos. Biserica nu ar fi putut lua ființă și nici nu ar fi rezistat până astăzi dacă nu s-ar fi întemeiat pe acest adevăr al învierii lui Hristos. Deși critica raționalistă, în special cea din secolul al XIX-lea, a pus la îndoială istoricitatea și inspirația textului sfânt. Cele relatate de Sfintele Evangheliei sunt de o veridicitate probată și confirmată de mulțimea martorilor aflați încă în viață în momentul în care au fost scrise. La finalul Sfintei Liturghii au fost binecuvântate coșurile cu ouă roșii, cozonac și pască ale credincioșilor. Lumina Sfântă de la Ierusalim a fost dusă de la București, de Părintele Arhimandrit Serafim Grigoraș, starețul Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou, fiind întâmpinată ieri seară pe aeroportul internațional Ștefan cel Mare, din Suceava, de o delegație a Arhiepiscopiei, condusă de Preasfințitul Părinte Damascindor Neanul. La primire au fost prezente autorități locale și centrale. Bucuria este nemăsurată. Învierea Mântuitorului Hristos, care revarsă asupra noastră atâtea daruri duhovnicești, iată, o avem și într-o formă palpabilă, într-o formă concretă, prin darul Sfintei Lumini. Suntem la Suceava, aici lângă Troița, care am dorit să marcheze unde a venit Lumina Sfântă aici în România, la Suceava, prima dată în 2009. Bunul Dumnezeu ne-a ajutat ca atunci, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Pime, în fie iertat, să pot merge la Ierusalim și atunci am venit cu o cursă directă la Suceava cu Lumina Sfântă, după care patru ani la rând, până în 2012, am putut să fiu în delegația care a adus Lumina Sfântă aici, în Bucovina. Ne bucurăm că de atunci se poate aduce Sfânta Lumină, ne bucurăm că a venit anul acesta din nou pentru credincioși, înseamnă totul pentru noi. Înseamnă putere, energie, credință, speranță și tot ce doriți dumneavoastră. Este o bucurie foarte mare pentru creștinii ortodoxi și practicanți. Ați văzut, iată, așa este soarta. Noi am, mă rog, ne-am inițiat ca urmare a faptului că cei de la Cernuț aduceau de mult această lumină sfântă. Lumina din Biserica Sfântului Mormânt a fost trimisă de aici și în Cernăuți, Ucraina.